el mă ajută și le mărtați la soroca, știi unde e, masivul cel de piatră, cenușuie, pe care stă lumea. În fața lui este o mică poieniță. În poieniță ce e mai aproape de masiv. Mergi o groapă, îngropați o movire acolo, fără monument, poate o gradă cândva, poate o cruce de piatră, numele, atât. Dar plus de asta, eu aș vrea foarte mult și am zis eu, dacă m-a ajutat Dumnezeu în testa, pe teritoriul cel micuț, unde trăiesc când dau ciobanu și se pune o mică livadă din pomii descriși de mine cei ce mi-a plăcut, dar n-am dovedit să desc lucrari, sarme, cireșari, sunt vreo 5%. Și, sigur că s-ar putea de fianțat chestia asta, dar eu prefer să sădească tinerii cititori. Așa cum va arăta livada, așa va arăta și literatura, și cititorii, și Moldova. Uite, asta eu am văzut.